Deci, eu sunt în clasa 11 și pot să vă zic ce cred eu că face școala din România să fie așa de căcat. După mine, prima problemă se află la profesor, ok? Pentru început, hai să vedem ce înseamnă un profesor cu adevărat. Persoana care îndrumă, educă și învață pe cineva? Acum te provoc să ghicești ceva. Ce face profesorul ăla când vede că nimeni nu învață la materia lui de căcat? Ai ghicit! Dă numai doi uri în sus și în jos, încercând să salveze onoarea de boschetar. Bună copii, anul ăsta o să schimbăm foaia. Nu o să mai stăm să ne tragem de șiretul. Teste zilnic, ascultări în fiecare minut. Să-l văd eu pe ăla care nu învață la mine, că jale va fi. Jale? Jale am zis. Ziua următoare. Așa, să vedem A, B, C. Dragiu, treci în picioare și spunem ce am avut de pregătit pentru azi? Voi ați observat cum din ce în ce mai mulți profi aduc ideea de note mici atunci când faci ceva rău sau când sunt ei frustrați și nu-i convine pur și simplu ceva? Scapi o sticlă pe jos. Mă, nesimțitule, vrei să-ți dau 2? Strănuți. Mă, nesimțitule, tu chiar vrei să-ți dau 2? Faci cancer în clasă și ai nevoie de ajutor. Mă, nesimțitule, tu vrei să-ți dau 2? 1, 1, 2. Observați cum doiul ăla care ar trebui folosit în notarea cunoștințelor mele legate de materia aia, per total, se transformă într-o pedeapsă pentru orice căcatul ale profesor vrea. Și asta a fost videoul de astăzi, vreau să vă mulțumesc că sunteți grozavi în continuare cu toate videourile care le pun pe canal. Oricum, nu uitați să dați un subscribe ca să vă abonați, să deveniți parte din legiune. Vă mulțumesc că sunteți cu mine aici și ne vedem data viitoare. Alpaca King out. Merge bună la un magazin alimentar și întreabă. Bună ziua! Am o zi! Ai tot vocea mea! Cum e tot vocea ta? Mai strugi odată. Reveniți, vă rog, peste două zile. Proți și nimeni se duc la mare. Ei se duc să-l luate. Se duc să-l luate. Nimeni se râneacă, prost sună salvarea, ajutor, nimeni se râneacă. Ce piepacul ăsta e mai vechi decât tine? M-am uitat pe statisticile voastre de pe YouTube din ultima lună. Cât-i ceasul? Ce-ai greșit cu tine? Canalele voastre sunt în scădere. Totuși, unde dracu Ilie? S-a dus la biserică. Se roagă? Nu. Face provocări nebune. Următoarea provocare vine de la Marius cu Rosu. Marius cu Rosu mă provoacă să beau acid sulfuric cu Coca-Cola. Deci avem aici Coca-Cola și acid sulfuric. De pe o parte. Deci punem aici un pic de acid sulfuric. Fuuu, de-a băcute! Bem mai întâi acid sulfuric. Vreau să filmez Minecraft. Stai că mi-e ușor. Cine mă gălăgea asta? După cum poți vedea, a murit Ilie. Păi să potrezesc mai încolo, că n-am zis să stau. Asta a fost un prank! Unde-i Max? Filmează Minecraft. Parcă i-am interzis să filmeze sau Minecraft. Sau toată lumea, eu sunt... Deci l-omor, să mor eu! Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la un nou serial de Minecraft. Mulți dintre voi v-ați exprimat dorința de a începe o serie pe vanilla. Dragilor, noi în principiu avem nevoie de savană și de deșert și câmpii. Astea sunt cele trei biome în care apar cel mai des. Satele. De ce nu pot să iau? Așa. Carnea, chiar dacă este crudă, îmi dă și ea saturație. Și avem o câmpie, perfect. Și satul! Wow! Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la un completamente nou joc. Acest joc se numește My Time at Porsche. Unii dintre voi poate ați auzit de el, a fost până acum în beta sau ceva de genul. Acum a apărut un nou update. Ho, 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 dragilor, salutare și bun venit la un nou joculeț de Crăciun. Vă urez sărbători fericite și Crăciun fericit. Și haideți să ne uităm în acest joculeț. Acest joc se numește Chicken Invaders. Sunt niște pui care invadează pământul și trebuie să dăm click pe Save the World. Și aceasta este nava mea. Ok. Cum vă ziceam, se poate juca și în mai multe persoane. Dacă aveți un prieten sau așa, puteți să jucați la aceeași tastatură sau, mi se pare, dacă nu mă înșel, că merge și cu controlere.
Trebuie să împușcăm acești puiuți. Bucățelele acestea de brad sunt niște puncte, bune. Și jocul original este cu ouă, evident că pui lasă ouă. În ediția de Crăciun, pui aruncă cu globuri. Locul 1 din locul 1, august. Super! Dragilor, vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut și acest joculeț. Ca de obicei, cum vă ziceam, dacă v-ar mai plăcea să mai vedeți încă un val, poate ajungem puțin mai departe, poate ajungem chiar pe Terra, nu ezitați să îmi lăsați un coment și vă urez toate cele bune, Crăciun fericit, sărbători fericite și numai bine. Pa, pa! Bine ați revenit la mobilisima.ro, acesta este Xiaomi Pocophone F1, începutul unei noi ere, unei noi serii. Pocophone era un nume necunoscut acum vreo lună și a început să fie tot mai cunoscut în ultimele săptămâni, culminând cu apariția sa la un magazin local. E bine, noi am făcut rost de telefon foarte rapid și este ceva cu adevărat special. Telefon cu procesor Snapdragon 845 la doar 1999 de lei la pisigaraș.ro. Are o cameră duală în spate și are dotări care îl fac un fel de gaming phone. Se laudă cu răcire pe bază de lichid, se laudă cu 6 GB de RAM, are și o versiune cu 128 GB de stocare, nu se supraîncălzește și are o baterie foarte generoasă. Mi-am amintește de Xiaomi Redmi-uri bateria și este un mare compliment. A, da, și are breton aici sus, nu se putea fără breton, unul destul de lat, dar vedeta este evident, procesorul acestui telefon care face ceva ce multe companii au uitat să facă. Pune policarbonat în spate și ghiși ce? Nu se încinge. Salutare! Alex aici cu un telefon cu două fețe. Serios acum, telefonul acesta nu are spate, ci două fețe. Și nu, nu e vreun Yota Phone de la tătuca Putin, ci este un Vivo Nex Dual Display direct din China. Că vă vine să credeți sau nu, este primul nostru contact cu brandul Vivo și primul nostru contact cu un telefon cu 10 GB de RAM. Hai să vedem ce poate. Evident, nu avem lag la asemenea specificații și orice joc a rulat excelent, de la, eu știu, PUBG Mobile la Asphalt 9 și nu am avut nici supraîncălzire. Bine ați revenit la mobilisima.ro. Vedeta acestui review este Samsung Galaxy Note 9. Am vrut să facem o recenzie atât de detaliată încât avem două variante. Avem varianta Dual SIM cu procesor Exynos, 6 GB de RAM, și avem varianta cu Snapdragon 845, varianta Single SIM cu 8 GB de RAM, 512 GB de stocare. Telefonul pornește de la un preț de 4599 de lei și avem de face aici cu flagship-ul absolut Samsung al momentului, maximul de stocare, maximul de RAM, maximul la capitolul cameră, un design nou și vedeta este stylusul, care a primit funcții noi. Știe să fie o telecomandă acum pentru prezentările în PowerPoint, muzică și multe alte lucruri. Bine ați revenit la mobilisima.ro. Telefonul este AllView V3 Viper, un telefon destinat celor tineri și care o să ajungă la cineva foarte norocos. În ce privește designul, avem de face aici cu un telefon fabricat din policarbonat lucios. Este un spate care atrage foarte mult amprentele și ușor și murdăria, în special în zona camerei și în special la margini, dar acest spate din policarbonat lucios imită foarte bine sticla, mai ales în variantele celelalte culoare, acel auriu și argintiu, arată spectaculos. AllView V3 Viper este un telefon care cântărește doar 143,6 grame și măsoară 8,1 mm în grosime. Am pus la microscop acest ecran și voilà, aranjament de pixel de tip RGB stripes. La testul cu Luxmetru l-am făcut câteva teste succesive și am ajuns la o valoare maximă de 407 unități lux. Am făcut și tricuri, grafica arată numai bine, iluminarea este on point, nu văd niciun pixel aiurea. Și cam asta este experiența de gaming. Și nu uităm, nu uităm evident de AVI. AVI în versiunea 3.0. Vremea mâine. Și am zis asta încet și fugitiv. AVI știe mult mai mult acum, știe să umble cu calendarul, cu listele de aniversări, cu listele de cumpărături. Aici vedem tot ce știe, poate să scrie un mesaj, scrie un mesaj pentru WhatsApp, să deschidă clipuri pe YouTube, să navigheze, să activeze Bluetooth, Wi-Fi, să cânte la mulți ani, să ne zică cum va fi vremea, să afle cine au fost personalitățile, la integrare cu Wikipedia și cu calendarul creștin ortodox, plus multe, multe alte lucruri. Știe cultură generală, vreme, a primit și un nou UI, mai știe și limba română, poloneză și engleză. Cam atât la noi, la revedere! Stai pământul cu topoarele! Cum stai pământul cu topoarele? Uite unde e puraș negru!
Asta noaptea nu-l mai vezi. Sper că nu e un creeper pe aici, nu? Prinde-mi viteză, viteză. Du-te-mă de aici, lasă-mă în pace, Ah! Ah! Sam Glons trebuie să repare chestia asta. Toată groapa asta trebuie să o repare Sam Glons. Ah! Sam Glons o să aibă mai mult de muncit. Du-te-mă de aici, lasă-mă în pace, Hai, mai de aici, O, copaci! Puteam să mor din cauza copacilor. Ah! Nu! Nu! Aaaa, marginea! Mama mia, dar ce imagine pixelată e aici? O, nu! L-am văzut cu lanterna. Băi, dar cred că aici sunt în siguranță. Băi, eu pot să mă mișc pe aici, pot să mănânc o leacă de carton pentru că e comestibil. Ce se întâmplă cu cartoanele? Spar! Cumva? Nu! Spar! Spar! Artificul! Arma asta a costat 3000 de euro! Sunt nevinovat! Nu! Sunt nevinovat! Pentru asta meriți grătar! Cartof la grătar! Șoricel. O să-mi trebuiască, dar... Opa. No. Îmi dă cu lopata în... lopata. Îmi dă cu pușca în față, nesimțitul. Fii atent. Am să vă mănânc carnea de pe voi. Carne de câine la cuptor. Aveți ceva ce mi-aparține, domnilor. Dai... Save checkpoint. Oh nu, stai mă cu minte, mă, nu te băga în mine. Ce, n-ai loc? Am să tras să mă ții prizonier în acest turn. Mori. Ești prost că m-ai închis. Uite, vezi ce pățești atunci când închizi un motan. Un motan disperat după libertate. Timpul să-l găsim pe Red Tail. Ei, lasă că am să ajung eu la el și am să-i arăt eu lui ce înseamnă respectul. Asta este un chin adevărat. Asta este suferință. Gata, dă-mi amuleta.